La nici 24 de ore de la alegeri, clasa politică e încă surprinsă de opțiunile de vot exprimate ale românilor. Rezultatele, într-adevăr, nu se potrivesc cu niciun sondaj din cele multe vânturate înainte de alegeri. USR, spre exemplu, care spera să revină pe valul simpatiilor electorale, s-a trezit azi dimineață că nu numai că nu a câștigat mai mult, dar a pierdut puternic și din ce avea. Ca atare, USR a rămas astăzi fără președinte. Îmi asum acest rezultat și voi convoca în USR alegeri pentru un nou președinte în cel mai scurt timp. Avem oameni și lideri puternici care pot duce mai departe această construcție și mă gândesc aici, spre exemplu, la Dominic Fritz, un om care a câștigat decisiv votul în Timișoara și a arătat că PSD-ul și PNL-ul pot fi înfrânte. Vă mai vedeți candidat la prezidențiale în acest moment? Anul acesta nu. Despre primele concluzii ale acestor alegeri discut chiar acum cu colega mea, Sorina Matei. Sorina, bun găsit! Bună, Rolca! Așadar, prima zi a trecut după alegeri, deja așteptăm numărătoarea finală. Suntem în marja celor 24 de ore. Așa. Ce a surprins, ce n-a surprins ziua asta? Păi, domnul Drulă, deci numai USR-ul nu numai că nu mai are președinte, nu mai are nici candidat la președinție, deși este pe toate stâlpurile de câteva luni domnul Drulă. A surprins faptul că avem un singur câștigător, clar, este Nicușor Dan, care a câștigat Bucureștiul la un scor năucitor mai mare decât toate pe cele pe care le-a obținut, de câte ori a încercat să câștige Bucureștiul, o diferență foarte mare de PSD și PNL. Practic, Nicușor Dan are mai multe voturi în acest moment. Într-adevăr, dacă ne uităm la raportat la populația cu drept de vot a Bucureștiului, pe Nicușor Dan l-au votat doar cam 300 și ceva de mii. Dar el, ca procente, a obținut mai mult decât Firea, Burduja și Piedone la un loc. Cei trei au obținut 45%, el a obținut 47% în acest moment, merge spre 48%, ceea ce e într-adevăr o performanță electorală și arată că el a tras și Consiliul și ADU, Alianța Dreapta Unită, după el în Consiliu. Deci el în mod clar a fost singurul câștigător și singurul vehicul electoral, cu adevărat singura locomotivă în aceste alegeri. Tocmai de aceea Bucureștiul, Primăria Generală a Capitalei, nu poate fi comparată cu alte situații din România. În București, ca să rămânem deocamdată la București, situația continuă, dramoleta continuă, dramoleta de la 1 s-a extins și la 2. Vedem problema cu Saci. Într-adevăr, Tuță pare să fie în fața lui Clotilde Arman la sectorul 1, pentru că USR-ul, dacă a pierdut, n-a pierdut numai Brașovul, a pierdut și ce avea sectorul 1 și sectorul 2. Dar diferența, m-am uitat chiar acum să intrăm în emisie cu câteva minute, este de sub 200 de voturi în acest moment între Tuță și Clotilde Arman. Sunt umăr la umăr acolo. Iar la sectorul 2 diferența este mai mare între Rareș Opincă și Radu Mihaiu. Diferența e cam de 1500 de voturi și se menține. Deci în mod clar PSD-ul se pare că a obținut cele două, PSD și PNL, cele două primării de sector. Pe țară, însă, situația este devastatoare pentru USR, pentru ADU. Practic au pierdut și ce mai aveau, n-au rămas decât cu domnul Vizitău la Bacău, cu polițianul la Prahova, care a candidat independent, nu din partea USR, și cu domnul Fritz, care este lăsat moștenire, vedem că nu sunt alegeri libere la USR, este lăsat moștenire la șefia USR. PSD-ul, ca să ne referim și la PSD, a câștigat mai puțin decât spera, da, se pare că la alegerile europarlamentare PSD, Alianța, deci listele comune PSD-PNL nu vor închide la peste 50%, 53% cât au dat aseară, se pare că vor închide la peste 48% vot politic, ceea ce arată că totuși nu a fost un mare succes alianța asta, dar liberalii au pierdut și ei în țară, este pierderea, ca să spun, simbolică de la Suceava, domnul Flutur nu mai este șef al Consiliului Județean, domnul Iulian Dumitrescu la Prahova
nu mai este șef al Consiliului Județean, două baronate importante. În total au cam pierdut liberalii 11 consilii, 6 consilii județene au rămas cu 11. PSD a obținut mai puțin pentru că au avut la un moment dat liste comune cu, și candidați comuni cu Partidul Național Liberal și au tras după ei liberalii. Surpriza vine la europarlamentare, unde în acest moment, după datele procesate, cam aproape 99%, partidul numărul 2 din România pe plan extern este AUR. AUR depășește în acest moment 15%, nu este la 10%. Intră Diana Șoșoacă cu 2 europarlamentari, ea va intra în Parlamentul European și Luis Lazarus. Îți dai seama ce va fi, Raluca, în Parlamentul European, se va baricada Parlamentul European. Nu va intra reperul lui Dacian Cioloș, deci Renew Macron s-a terminat cu domnul Cioloș. Însă, de asta este important să ne uităm foarte atent la europarlamentare, pentru că în funcție de cine depășește pragul la europarlamentare, se stabilește și coeficientul electoral. În acest moment m-am uitat, coeficientul electoral este de 293.000 de voturi, ceea ce înseamnă dacă Nicu Ștefănuță obține 294.000 de voturi, s-ar putea să nu intre Cioloș și să intre, să avem un candidat independent venit tot din zona USR, dar care a candidat independent a rupt voturile de la USR și să-l avem pe Nicu Ștefănuță. Este foarte posibil ca Nicu Ștefănuță, încă nu e clar, dar să avem un europarlamentar independent și, bineînțeles, cei de la UDMR vor avea 2 europarlamentari. Deci configurația, vezi, fiecare a pierdut undeva, PSD-ul a pierdut Bucureștiul rușinos, liberalii au pierdut fiefuri importante, consilii județene, PSD-ul a pierdut la Slatina, la Olt, de unde vine Paul Stănescu, secretarul general al partidului, baronul, unul dintre vechii baroni ai Partidului Social Democrat. USR-ul a pierdut mult, prea mult. AUR n-a câștigat atât de mult, dar s-a menținut, însă Șoșoacă, chiar dacă n-a mers prin țară, pentru că ei n-au structuri locale, n-au structuri în țară, s-a mers pe plan extern și noi trimitem cam o treime din europarlamentarii noștri vor fi din zonele de partide de extremă. Dacă ne uităm la votul pentru Parlamentul European, ce putem să presupunem sau să înțelegem, să tragem o concluzie în privința prezidențialelor? Păi nu cred că votul la europarlamentare are legătură neapărat cu prezidențiale, ci votul din țară are legătură cu prezidențiale. Am văzut că și diaspora la tura asta de alegeri nu s-a mobilizat, au fost până în 300.000 de voturi. Importante sunt, Raluca, la prezidențialele, consiliile județene. Primarii, ăștia ți-aduc voturile și de asta este important să vedem cum și-au împărțit consiliile județene, baronatele, primarii marilor orașe, pentru că astea sunt vehicule electorale. De exemplu, Iașu, care este un vehicul important electoral, este al PNL-ului. Constanța votează cu dreapta, n-a câștigat Horia Constantinescu, merge pe dreapta, a rămas cu Chița, chiar dacă Stelian Ion am văzut că e pe poziția a doua. Adică cumva lucrurile încep să se așeze pentru prezidențiale în țară, că important este votul în țară, și vedem că PSD-ul va avea o situație complicată în perspectiva prezidențialelor dacă va avea candidat propriu, așa cum susține. Săptămâna viitoare vor fi stabilite congresele atât pentru PNL cât și pentru Partidul Social Democrat, dar problema cea mai importantă pentru prezidențiale și marele așa semn de întrebare este Bucureștiul. Bucureștiul va înclina clar balanța la prezidențiale și știm foarte bine că în ultimii 20 de ani câștigătorul din turul 2 a fost perdantul, câștigătorul din turul 1 a fost perdantul din turul 2, pentru că a fost o diferență de 4 milioane de voturi. Ca atare, Bucureștiul va schimba în mod clar ierarhia la prezidențiale, iar candidații la președinție, vedem că a ieșit în acest moment Cătălin Drulă, vor avea multe dificultăți pentru că este un vot mixt. Vedem și în țară, este un vot foarte împărțit. Oamenii, dacă au încercat să voteze, uite, de exemplu, PSD-ul, lista
PNL-PSD la europarlamentare nu și-au dat votul la Firea, la București. Dacă, de exemplu, la București l-au preferat pe domnul Nicușor Dan pentru că nu au avut alternativă din partea cealaltă, ei bine, în partea cealaltă au dat votul pe invers. Deci, oamenii se pare că au votat cu mult mai multă responsabilitate și asta este foarte bine în aceste alegeri și lucrurile se vor vedea și mai clar la prezidențiale, unde votul este personalizat. Mulțumesc tare mult, Sorina, aștept cu nerăbdare să văd ce se întâmplă și la prezidențiale și în Parlament cu Șoșoacă, va fi Parlamentul interesant. European. Da, da, da. Mulțumesc.